minutes later. Despre mult acolo, deci acolo tot o să vorbesc mult. Deci noi ne aflăm în bazinul Cogâlnicului. Un râu care se revarsă direct în Marea Neagră, dar care este foarte pretențios. Despre care spun că se umple numai când sunt plouă. Dar, în realitate, uneori are apă, într-adevăr, nu neapărat numai când plouă. Izvorăște undeva în zona Bursucului, sat, din raionul Nisporei. În bazinul ăsta, pe parcursul timpului, au fost condiții propice pentru activitatea umană, pentru viață, așa. Și avem mai multe, în zona respectivă, avem mai multe orizonturi, situri arheologice, care cuprind sau se încadrează în diferite orizonturi cultural-cronologice, inclusiv situri din perioada eneolitică, Teni, chiar avem în partea de sud, încolo spre Cuncești, avem un sit cu Cutenian, situ de la Vișina, Stolniceni Vișina. Și totodată, chiar și aici, unde mergem acum, locul ăsta se numește, îl numim noi Stolniceni Cetate, lumea din sat îi spune Cetatea Turcului, este vorba de o fortificație, de o incintă fortificată, din epoca fiectului, care datează în linii generale cu secolele 4-3 înainte de Hristos, dar ultimele datări pe care le avem, ce 14 indică asupra unei perioade un pic mai vechi, chiar secolul 6, secolul 5 înainte de Hristos, dar acest orizont geetic de epoca fiectului suprapune un orizont cu cuteni. Deci avem descoperite aici inclusiv platforme. Acum, ca să vorbim foarte mult.
spuneam că este unul din cele mai vechi situri cercetate din Basarabia, mă rog, din Republica Moldova. Pe la 1929 are loc o primă cercetare, cercetare mai degrabă de amatori, da, pe acest sit, în fine. După care cercetările au fost continuate câțiva ani mai târziu, la sfârșitul anilor 30, de către o figură care prezintă până astăzi, deocamdată, multe semne de întrebare. Activitatea acestui, putem spune, arheolog, este vorba de Adiasevici. Domnul profesor Sergiu Matveev a publicat câte ceva despre materialele adunate și cercetările făcute de Adiasevici. Deci, la începutul anilor 50, cercetările sunt continuate de către... Deci, au efectuat niște verificări Smirnov și Fyodorov. Abia în 1993, regretatul Tudor Arnăut începe săpăturile la Stolniceni. De altfel, prima schiță topografică a realizat-o el, la pas. Da? Cum erau pe vremea aceea, fără GPS, fără nimic, cu unghiuri, cu rulete și așa mai departe. Pentru că pe hărțile mai vechi, uneori, de exemplu, nu apar tumulii. Apare numai valul de apărare, valurile de apărare și atât. Tumulii nu apar. Ei sunt foarte greu vizibili. Deci de asta i-a numărat Tudor Arnăut, regretatul, după care au fost confirmate și prin cercetări, prin ridicarea topografică și unele scanări geomagnetice, care le-am făcut aici în 2013. Și iată, împreună cu Valeriu Sârbu pe atunci, în 93, fac prima secțiune, secționează pentru prima dată valul ăsta de apărare. Iarăși o pauză de timp, în 1995 descoperă tezaurul de la Stolniceni și asta cumva la fel ridicase interesul pentru cercetări în zona respectivă și în 2002 sunt reluate săpăturile care practic fără întrerupere au durat până în 2018. Deci din 2002 până în 2011 regretatul Tudor Arnăut, 2012-2018 doamna Rodica Ursu Naniu și subsemnatul.